Am revenit, doamnelor și domnilor, cu domnul Florin Silviu Antoniu, președinte PRU Dâmbovița, vicepreședinte PRU și consilier județean independent, cum a spus dumneavoastră. Haideți să revenim puțin la organizația pe care o conduceți la nivelul județului Dâmbovița. Să ne spuneți câte ceva despre structură, despre așezarea în pagină, așa, în teritoriu, câte organizații locale aveți și cam pe ce forță vă bazați. Am reușit să depunem candidaturii în 10 organizații, Doar cu atât? liste complete, Slăbuți. da, slăbuți. Asta e, n-am avut timp, a fost foarte scurt și Ce n-am... însemna? Cât timp ați fi avut nevoie? Un an. De când sunteți înființați? Că aveți o Am reputație. început activitatea în octombrie anul trecut. Și mai Deci, făceați primăvară cu 4 luni? Nu, cred că era o da, problemă deci a fost o de timp. problemă. Mulți ajunsesem la 50 de organizații, celelalte partide au contactat oamenii, I-au răpit așa. i-a răpit ușurel, ușurel pe fiecare și am rămas cu 12 organizații. În 10 organizații am depus liste complete. Am reușit să depun liste complete la Consiliul Județean și la Consiliul Local, Târgoviște. Târgoviște, da. Media de vârstă, dacă vă uitați pe liste, și la Consiliul Județean și la Consiliul Local este de 30 de ani sau sub 30 de ani. Deci sunt tineri care vor să facă ceva pentru Sper că Dâmbovița. n-aveți și minori. Nu. Bine, Cel nici nu mai se mic poate. are 26 de ani. Sunt tineri care vor să facă ceva pentru România, sunt tineri care, nu numai pentru România, pentru județ, și pentru Târgoviște. Sunt tineri cu inițiativă pe care mă bazez și au venit de bună voie, au cred în doctrina partidului și cred cu tărie în toate proiectele pe care le promovăm. Nu sunt și nume cunoscute printre consilierii sau candidații dumneavoastră? Sunt studenți, sunt absolvenți, economiști, medici, Ce i-a inginerii. convins mai exact? Doctrina Din și doctrină, ce i-a convins? naționalismul și patriotismul partidului și ceea ce promovăm, pentru că noi promovăm ca România să fie a românilor. Deci luptăm pentru asta. Luptăm ca România să fie a noastră, nu a multinaționalelor și a intereselor din afară. Sună un pic ca slogan, pentru că multinaționalele mai aduc și oarece beneficii la buget, nu numai Credeți? rele. Rele, da. Vreți să distrugem sau să trimitem Nu, acasă? nu, stați puțin, nu. Trebuie să existe un control foarte meticulos la nivelul multinaționalelor, pentru că toate multinaționalele își externalizează profitul. Și sunt inginerii financiare foarte mari și foarte bine puse la punct, prin care profitul acestor multinaționale se duce afară, nu rămâne în România. Deci, multinaționalele nu ne aduce nimic bun. Vă pot da N exemple. Sunt foarte multe naționale în România. Există o oarecare problemă, ca să zic așa. Foarte mulți oameni spun, înainte de a accede într-o anumită funcție, o să rup, o să tai capul caracatiței, o să fac în așa fel ca banii să ajungă în bugetul românilor, ca țara să fie... Diferența dintre să ne luăm mine, țara înapoi, cum ar veni. diferența dintre mine și toți ceilalți contracandidații mei este că eu niciodată n-am candidat la primăria municipiului Târgoviște și niciodată nu m-am prindat prin primărie. Toți au fost, la rând, Ați dacă îi luăm. candidat pentru președinția Consiliului Județean și ați fost Da, consilier județean. da. Am candidat Vi pentru se președinția pare poate Consiliului puțin Județean, am lucru, dar luat... nu este puțin lucru, că sunt foarte puțini consilieri județeni, prin urmare, vocile lor ar trebui să fie puternice și foarte bine auzite. Acum vorbesc de Târgoviște. Mă refer la Târgoviște. Contracandidații mei la fotoliu de primar al municipiului Târgoviște s-au perindat prin acea primărie. Majoritatea dintre ei, nu știu, cred că 90% dintre ei s-au perindat pe acolo. N-au făcut absolut nimic. Cum adică absolut nimic? Chiar Nimic. nimic? Chiar nimic. Dacă De luăm... exemplu, niște proiecte Deci... europene, începute, terminate, nu înseamnă nimic? Proiecte... Da, s-au făcut proiecte europene cu foarte întârziate, cu costuri enorm suplimentare, costuri enorme suplimentare. Păi nu sunt corecții financiare deocamdată pe ele. Cum să nu fie?
Pe care? Sunt sau pierdut? Nu vă pot da acum exemplu, că nu sunt pregătit și nu au venit cu nimic să vă dau exemplu. Dar vorbi știu, despre din minte, pierde. Din minte, de exemplu, baza Crizantema. Așa. Acolo s-au pierdut niște fonduri. Cât? Nu vă dau, nu vă spun cifre din burtă, nu vă pot spune cifre din burtă, că n-am venit cu nimic scris. Dacă le știți sau știți că s-au pierdut, înseamnă că trebuie să le și știți. S-au făcut la primărie, s-au făcut câteva privatizări și vreau să-i întreb pe primarii care s-au perindat pe acolo și candidează acum la funcție de primar despre PID1, PID2, despre privatizarea PAFCOM. Vreau să aud. Repet, sunteți consilier județean, nu sunteți venit din altă planetă. Păi sunt consilier județean, dar lucrurile astea s-au luat la nivelul primăriei, la nivelul consiliului local. Primăria sau Târgoviștea este a județului, a județului. Da, face parte din județ. Da. Nu este o zonă separată. Și ce puteam eu să fac ca și consilier județean independent, unul singur? Să faceți auzită vocea măcar, până acum. Am făcut-o cât am putut, dar... O înscriere la cuvânt, așa. Într-o ședință ordinară, de exemplu. Da, am mai luat cuvântul. Nu de foarte multe ori recunosc, dar am mai luat cuvântul. Când, chiar dacă nu luau unul dintre colegii mei, care erau de aceeași părere cu mine, dintr-o formațiune sau alta, luam cuvântul, da, și... Da, începusem să spun că într-o perioadă în care se hotărăsc cine... Și mă scuzați, și vă mai spun un lucru. Pentru a doua oară, deci, vă scuz, da. Eu nu sunt un foarte bun vorbitor, nu sunt un bun orator, eu sunt un om al faptelor. Dar măcar niște idei schițate pe hârtie. Deci eu nu trăiesc, din politic. Majoritatea celor care candidează trăiesc din politic. Deci fără politică ar fi terminați. Deci din asta trăiesc. Eu nu trăiesc din politic, fac politică din plăcere. Fac politică pentru a face ceva pentru cetățenii Târgoviștei și Dâmboviței. Da, dar odată ce ați ajunge în niște funcții de conducere, ați putea face în așa fel încât politicul să vă ajute și business-ul. Nu, niciodată. N-are cum. Ei, nu. Business-urile mele, personale, nu au cum să mă ajute. Nu, niciun... Nu există. Nu am business-uri care să... Bine, oricum va trebui să renunțați oficial la business-uri. Bineînțeles. Că după aia sunt trecute pe la niște prieteni. Da, și... eu vreau să punctez. Asta e partea a doua. Eu vreau să punctez că eu nu trăiesc din politic și fac politică din plăcere. Există un început pentru toate, știți cum e. Nu? Bun. Deci, încerc pentru a treia oară să reiau ideea că într-o perioadă în care toți vin pe la televizor, își expun niște programe, niște idei, niște proiecte și speră să fie aleși, sunt toți buni, frumoși și călare pe niște cai albi. Când ajung în funcțiile cheie, se întâmplă ceva. Se produce un declic. Habar n-am ce se întâmplă, că uită și de toate promisiunile și mai mult decât atât spun, domnule, n-am ce să fac. Pentru că sunt niște caracatițe atât de bine organizate, n-am cum să le destructurez. Ce se întâmplă? Da, eu, după cum v-am spus, unul dintre punctele din programul meu este ca, dacă voi ajunge la primărie, să existe o transparență maximă. Ia, că-s curioasă, cum? Cum? Vă spun imediat. În primul rând, voi face un audit pe ultimii 26 de ani. O să ia vreo 15 ani. Nu. Dacă este bine organizat, într-un an de zile este gata. Deci într-un an de zile nu facem nimic, că nu știm ce am făcut cei până, nu, de facem, până acum. Facem, dar auditul își va urma cursul lui. Nu are nicio legătură auditul cu ce va face primăria, da? Voi face un audit. Dar putem spune, nu putem face niște investiții, voi... că nu știu dacă sunt foarte corecte. Prin urmare, așteptăm rezultatele auditului, ca să nu continuăm rău ce au început alții. Voi face un audit pe tot ce s-a întâmplat în ultimii 26 de ani. În al doilea rând, vreau ca în toată administrația primăriei... La ce ar ajuta pe ultimii 26 de ani, în afară de o risipă mare de energie și de timp? La ce ar ajuta? Da. La recuperarea unor bani. Unor de unde? Enorme de bani. De la cei care au fost acolo și au condus. Cum de unde? V-am spus adineauri. Deci eu nu sunt primarul care să intru în training și să ies în costum Armani de acolo, da? De unde au avut bani? Din salariul de primar sau din salariul de consilier local? Dar mai exact, cine a intrat în training și a ieșit nu într-un știu. Anumit costum de firmă? Că nu, nu vreau să mai spun firma, că ați făcut-o de două. Nu dau nume și nici n-am să dau nume. V-am spus, aștept o confruntare cu... Uite, dar nu-i frumos să aruncăm așa niște idei care par mai degrabă niște lovituri în anumite direcții? Cetățenii Târgoviștei știu foarte bine cum stau lucrurile.
Că mai bine articulăm, subiect, predicat. Nu, cetățenii Târgoviștei știu foarte bine cum stau lucrurile și ce au făcut cei care au condus primăria până acum. Al doilea punct este ca în toate birourile administrației primăriei să existe camere de la vederi. Big Brother. Iar cetățenii Târgoviștei să vadă online în orice moment ce fac acei angajații primăriei, inclusiv primarul. Da? Va avea cameră de la vederi și să va vedea pe net, inclusiv pe telefonul mobil, ce face în fiecare moment primarul. Cine intră în birou? Nu credeți că va fi ușor timorat aparatul primăriei în aceste condiții? De ce? Pentru că este greu să lucrezi cu o presiune. Oamenii din afara primăriei pot să înțeleagă un anumit volum de muncă, alții pot spune, domnule, am văzut pe la, nu știu, învârtea niște foi pe acolo, parcă nu mi se părea mie că face treabă. De unde știe dacă se făcea treabă sau nu? Vă dați seama că... Adică să stați tot timpul de verificări, o anumită suspiciune din start... Nu. În primul rând, administrația locală... Este foarte mare de timp. Ar trebui să fie mai degrabă eficientă. Eficientă. Deci va avea eficiență maximă, pentru că acel om știe că este văzut de cetățeanul din Târgoviște și trebuie să-și facă treaba. Nu să o flendurească, să arunce o hârtie de acolo până acolo. Da? Da, este plătit din banii contribuabililor. Dar aveți posibilitatea acelor ședințe operative când se trage linie și se adună. Ia, tu aveai treburile astea de făcut săptămâna asta. Le-ai făcut sau nu le-ai făcut? Ok, de data asta ne-a reușit, că ai mai avut și pe altele de făcut. Vedem săptămâna viitoare și dacă se întâmplă la fel, s-ar putea să ai niște probleme. Nu există transparență în tot ce se întâmplă în primărie. Nu există nici un gram de transparență. Nu poți să știi achizițiile pe care s-au făcut, cu ce bani s-au făcut, la ce costuri. Eu nu iau apărarea celor din aparatul primăriei sau a Consiliului Județean, pentru că sunt foarte multe lucruri de reparat acolo, în atitudine, Cum vrei să le reparăm? Dacă nu luăm atitudine... Nu știu dacă punându-le o cameră în față puteți repara asta, că mai lipsește un reflector în ochi și ați rezolvat cazul. Nu este adevărat. Pentru că o cameră pusă într-un colț, într-un birou, poate fi ignorată. Dacă omul își face treaba, nu trebuie să fie timorat, pentru că mai sunt momente de pauză. Orice om care muncește... Da, dumneavoastră să vedeți ce fac ceilalți, e în regulă. Da, să arătați așa... Da, de ce nu? Să arătăm, să vadă cetățeanul ce fac... oamenii care sunt plătiți din contribuțiile lor. Ok, e o idee, mă rog. Mi se pare ok. Nu văd nimic neregulă în acest lucru. V-am spus și în sala de ședință a Consiliului Local, și în biroul primarului, și în antecamera... Da, de altfel, în ședințele de Consiliul Local, oamenii pot participa, că sunt publice. Da, da. Oamenii sunt comozi, poate nu pot, dar să intre pe un calculator sau pe telefon, să vadă online, le este foarte ușor. Hai mă să văd și eu ce face primarul în momentul ăsta. Este la serviciu sau nu? Hai să văd și eu ce face... Da, primarul poate fi plecat în niște delegații foarte importante și n-a avut timp să le la bio. Să le comunice din timp, să le bage pe site-ul primăriei, v-am spus... Veți avea o cameră în permanență cu dumneavoastră sau... Nu. Să vadă în permanență ceea ce face primarul. Dar nu. Pe site-ul primăriei, se poate. Pune foarte clar. Primarul este... Dumnezeu știe unde. Că e primar și nu trebuie să dea... Nu este chiar așa. O luați în derâde, dar lucrurile sunt foarte... Nu, știți ce mi se pare mie aici? Că dumneavoastră vreți să puneți presiune pe alții, în timp ce... dumneavoastră sau cel care va ocupa funcția de primar și va lua această idee, se poate fufila foarte ușor. Adică ce-mi pasă mie dacă altul lucrează stres? Cum ce-mi pasă mie? Deci primarul este cel care coordonează activitatea... Eu mă descurc că sunt primar și nu trebuie să dau întotdeauna raport. Primarul este cel care coordonează activitatea tuturor angajaților primăriei și el va răspunde pentru tot ceea ce fac ceilalți. Deci vă dați seama că... S-ar putea să vă găsesc cu primăria goală, să zic că știți ceva. După ce că iau 12,50, mă duc și acasă. Nu știu ce 12,50, spuneți... Da, mă rog, că salariile nu sunt așa fabuloase. Sunt pe aici, pe acolo, mă îndoiesc. Eu cunosc salarii ale angajaților administrației primăriei foarte destul de mari. Adică mult peste medie. În general, pălmașii sunt așa, mai jos. Mult peste medie. În al treilea rând, rezilierea tuturor contractelor care nu-ți beneficie primăriei, municipalității. Cum faceți asta? Că sună interesant. Le reziliem, clar.
indiferent de stadiul contractelor. Cum vă dați seama că nu sunt benefice? Păi, ne uităm în ce condiții s-au încheiat. Da, dar au și ele niște clauze, adică nu putem rezilia așa, că ne trezim cu procese gârlă. Mergem în procese, vedem cine are dreptate, cum să nu. Deci care e problema? Să țineți dacă, din proces în proces. Nu, dar în momentul în care vezi că un contract nu este ok pentru primăria Târgoviște și nu aduce beneficii, da? Și aduce beneficii firmelor căpușă, cu care s-au încheiat parteneriate publice-private. Care sunt criteriile după care judecați dacă e benefic sau nu un contract? După sumele care vin primăriei, administrației locale, da? Sumele încasate de la firmele cu care primăria are contract, da? Trebuie să aducă un beneficiu. Că e parteneriat public-privat, că e închiriere, că e ce-o fi acolo. Dacă sunt niște sume, vin cu beneficiu, clar. Păi, să vedem care era. Ce beneficii are firma care a încheiat contractul și ce beneficii are primăria. Și din asta poate reuși foarte clar. Mă, acel contract este benefic sau nu? Este interesul primăriei sau interesul terților cu care s-a încheiat contractul? Este foarte simplu. Numai să nu să vrea. Dacă vrem o schimbare, trebuie să schimbăm. Să facem ceva, să schimbăm. Da, un contract nu poate dacă fi reziliat nimic, așa nu putem în schimba orice nimic. Condiții, că mi se pare mie că n-ar fi benefic. Ba, se poate rezilia. Orice contract se poate rezilia. Da, se poate, dar cu consecințele de care v-am pomenit mai devreme. Niște procese interminabile și poate nu la final adevărat. Niște daune pe care nici ce le plătim tot noi. Nu este adevărat. Nu sunt interminabile. Aveți așa în vedere un anumit contract în momentul ăsta? Am mai multe. Cam câte? 4-5. Pe ce domenii? Pe mai multe domenii. 4-5 domenii. Iarăși ne lăsați așa în neant. Da, nu sunt niște firme care nu vă plac din anumite motive? Nu, care nu-mi plac. Văd ce se întâmplă. Și veți veni cu altele care vă plac mai mult? Ca cetățean al Târgoviștei. Aici m-am născut, aici am crescut. Da? Văd probleme. Vorbim cu cetățenii Târgoviștei. Cât am stat pe platou, cât a fost cortul instalat pe platou prefecturii. Nu vi l-a dărâmat nimeni? Probabil vântul, nu știu. Am înțeles. A fost dărâmat, n-am luat imagini să văd dacă mi-a dărâmat cineva. Oricum, poza și pozele care erau prin cort au fost mâzgărite și rupte și tăiate. Alea au deja, clar, au fost vandalizate. Nu putea vântul să facă așa ceva. Bun, și în cazul în care va trebui să încheia și dumneavoastră, în mandatul, să zicem, pe care ați putea să-l preluați. Niște contracte, cum veți face? Cum le veți analiza? Totul va fi foarte transparent și... Ce înseamnă transparent? Adică toți cetățenii Târgoviștei vor ști, vor cunoaște. Cum? Prin comunicate de presă, pe site-ul primăriei și mă pune să mă repet. Deci, prin tot ceea ce se întâmplă în primărie. Deci... Orice lucru se întâmplă în primărie, orice contract se încheie, să fie publicat. Și condițiile și absolut tot. Orice parteneriat public-privat, orice închiriere, absolut tot. Ce beneficii aduce acest contract? Să fie clar pentru orice cetățean al Târgoviștei. Deci primarul a hotărât să facă asta pentru că, uite, dacă nu închiriem sau nu facem parteneriat public-privat, ne aduce pierderi. Dacă închiriem sau facem parteneriat, ne aduce beneficii. Dacă beneficiile noastre sunt astea. Sunteți o persoană care îi place foarte mult rigoarea, cum se pare că sunteți. De ce nu v-ați făcut și un fel de raport de activitate în calitate de consilier județean? Uite, eu am făcut asta în luna asta. Și să-l prezentați populației, că e o idee de credibilitate. Deci cei care mă urmăresc și cei care mă cunosc știu foarte bine ce am făcut eu acolo ca și consilier județean. Deci, în anul acesta, de exemplu. Ce ați făcut? Nu vă pot da exemple și nu vreau să intru. Nu vreau să intru în detalii cu ceea ce am făcut, dar eu zic că ne place rigoarea în tot parcursul timpului, nu de la un anumit moment. Da, o să le spun în campanie. De ce în campanie? Păi e cel mai frumos, pentru că acolo pot spune lucrurile pe nume. În campanie, nu, înainte de campanie, mai frumos. N-am început campania. Abia atunci. N-am început campania. Vreau, repet, vreau o confruntare cu contracandidații mei. Cum veți avea? Ok, abia aștept. Adică noi oferim spațiu. Da. Bine, și aștept și invitația dumneavoastră, pentru că degeaba eu doresc dacă nu o să mă invitați. De vreme ce sunteți aici, eu bănuiesc că nu sunt motive să credeți că nu vă vorbesc de campanie electorală. Da, nu e niciun fel de problemă. Bun, zic
că latura asta de idei, de proiecte pentru Târgoviște, putem să o dezbatem, așa cum spuneați, imediat ce va începe campania electorală și, slavă Domnului, nu mai este mult până atunci. Dacă este un proiect la care țineți foarte mult, așa, pe final de emisiune, și pe care ați putea să ne spuneți acum, care vi se pare extrem de important, nu neapărat pentru Târgoviște sau nu numai pentru Târgoviște. Da, știți foarte bine că am încercat să realizez la Mănăstirea Dealu cel mai mare centru social. Și acolo era bine de o leacă de transparență, nu prinde rău. Da, deci cel mai mare centru social din România, o casă de bătrâni, o casă de copii și un centru de ajutor social. Că numai transparență nu se părea acolo că este. Ba da, a fost transparență. Dar datorită termenului foarte scurt de realizarea lucrării, 2 ani de zile, nu m-am putut încadra, am căutat fonduri. Și vreți reluată ideea respectivă? Deja, după cum știu, acea locație este deja închiriată pe 49 de ani. Da, da, mă gândesc, ceea ce mi se pare foarte mult, să concesioneze o locație pe 49 de ani. Și care să vă și înțelegeți. Să concesioneze o locație pe 49 de ani, este ca și cum ai dau-o gratis. Acelei persoane. Da, depinde pentru ce. Să concesionezi pe 49 de ani 12 hectare de teren și 36.000 de metri pătrați de. Vedeți, acum știți exact și suprafață. Știu și... absolut tot, pentru că am fost acolo. Că m-a interesat zona și da. Acolo puteam și am făcut un studiu prefezabilitate cu care m-am prezentat pentru obținerea de fonduri la diverse bănci de afară. Bun, vreți să reluați ideea, am întrebat? Într-o altă locație. Locație. Da. Bun, din păcate nu mai avem timp, așadar aveți 10 liste încheiate de consilieri și de candidați pentru Consiliul Județean, candidați la primărie doar în astea 10 în județ sau mai sunt și alți candidați din partea PRU? Nu, doar în astea. Doar 10. Și probabil veți încerca să maximizați pe aici pe acolo funcția de viceprimar pe unde veți putea. Eu încerc să obțin cel puțin 2 primari și cred că voi reuși. Unde? În ce localități? În 2 localități. Cum se numesc ele? Am foarte mare încredere în... Evitați răspunsul. E surpriză? Vă spun. Am foarte mare încredere în candidatul meu de la Iedera. Am foarte mare încredere în domnul Breazu. Am foarte mare încredere în candidatul meu de la Ognița, domnul Marcovici, care sunt niște oameni de nădejde și care chiar vor să facă ceva pentru comunitățile de acolo. Vin de la alte partide? Nu. Domnul Breazu? Domnul Breazu n-a mai făcut politică. Da? Înseamnă că e o coincidență. Domnul Marcovici a fost la PPDD, a fost la un pas să câștige primăria. Sper ca data asta să facă. Am înțeles. Bun, ne luăm rămas bun pentru această ediție. Vă mai așteptăm, așa cum spuneați, și la o dezbatere. De ce nu? De ce la beau aștept. Și noi. Ar părea să fie interesant. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc succes. Mulțumesc la fel. Doamnelor și domnilor, ne luăm rămas bun aici. Vă doresc o seară plăcută. Toate cele bune.